Puiuț, am o problemă, nu știu să mai fac episoade de sambă. Neața, prieteni, suntem pe RPG1. Știu că nu am mai postat de foarte mult timp, dar n-am murit. Sunt astăzi alături de Alice. Ei! Neața, suntem pe RPG1. În ultimul timp am fost preocupat mai mult de criptocurențe și acolo mi-am dedicat cam tot timpul liber. Dar a venit momentul să facem update pe RPG și am zis că hai să fac și eu un episod cu ocazia asta. Ce update? Păi e update-ul de Halloween. Care? Update-ul de Halloween cuprinde destul de multe chestii, însă avea să conțină mai multe, așa cum l-am gândit noi. Pe lângă quest și gift, care sunt acum pe server plus apartamente, noi am mai gândit câteva lucruri. Vreau să vă spun că aveam încă o misiune în plan, doar că nu am reușit să o terminăm la timp și atunci nu am putut să o lansăm. Urmează în curând să fie și ea lansată. Pe lângă misiune mai aveam un sistem de costume la care Alice ținea foarte mult, voiam, am vrut neapărat să-l lansăm, însă... Era ideea mea, zic măcar că era ideea mea. Da, era ideea lui Alice, însă fânăză nu a reușit să-l termine la timp. Sperăm ca măcar de Crăciun să avem sistemul ăla de costume, pentru că dacă n-am reușit acum, na. Să avem sistemul de Halloween de Crăciun. Da, sistemul nostru de costume de Halloween va apărea de Crăciun. Okay. Ce să faci? Vreau să vorbesc în acest episod despre apartamentele din Los Santos. Aici, lângă dealership, știți că era o clădire cu apartamente. Noi am mobilat clădirea asta și urmează să să atribuim aceste apartamente jucătorilor. Haideți să vă arăt mai întâi cum sunt. Apeși Y aici la lift și vine liftul. Dinăuntru tot așa apeși pe Y și alegi etajul la care vrei să mergi. Hai să mergem la etajul 12, care este și ultimul. Ta-na-na-na-na. Frumos în lift. Sănătate. M-ai speriat. Asta e etajul 12, unde sunt două apartamente. Deocamdată pot fi deschise de către... De ce râd? M-am speriat. Te-ai speriat? Mai. Din apartamentele astea se poate vedea pe stradă, pentru că sunt în Virtual World Zero. Nu așa cum sunt celelalte case. Adică tot ceea ce se întâmplă în afara apartamentelor poate fi văzut de la geam. Pe aici poți să vezi mașini, poți să vezi avioane, elicoptere și așa mai departe. Am observat o chestie ieri cu Kelton, că poți să tragi cu Hunter-ul sau cu Hydra prin pereții ăștia. Destul de drăguț. Mă bate ușa asta, nu pot să ies. Așa, mersi. Sunt inia. Hai, nu mă da din gol. Am vândut deja pe RPG-ul o casă lui Rău, să zic, odată 100 de euro. Hai, mane. E nebun băițașul Rău. A zis că el vrea să plătească 100 de euro pentru apartamentul lui. Mergem în Dubai. Mergem în Dubai. Yay! Faci robică, spune sal YouTube. Spune sal... YouTube. Hai, robică, vine, mă, sal YouTube. Ultimele două etaje vor fi disponibile exclusiv prin donații, iar celelalte rămâne la latitudinea voastră. Haideți să facem un sondaj și să vedem care este părerea jucătorilor, pentru că voi veți deține, bineînțeles, aceste apartamente. Sunt două idei pe care putem merge. Unu, să acordăm random, în mod aleatoriu, jucătorilor online câte un apartament o dată pe zi. Se alege aleatoriu un ID și respectivului îi se dă un apartament doar dacă nu deține deja o casă. Dacă deține o casă, se va alege un alt câștigător. Asta a fost prima metodă. Iar metoda a doua ar însemna să fie licitate. Adică cel care oferă cei mai mulți bani poate să cumpere. Ia uite mă, ăsta a venit cu un râgău. Parchează-l în casă, băs. E timpul sondajului. Da, mama. La mulți ani, mama. Bine, treabă. Am postat un sondaj pe RPG1, urmează să mă duc și pe RPG 2, 3 și 4 să postez. V-am lăsat 3 întrebări. Cum dorești să se adauge apartamentele, așa cum v-am zis și mai devreme, aleatoriu sau prin licitație? Ce notă acorzi update-ului? Și... dacă ați dori să mai fie realizat încă un
bloc de apartamente lângă Gun Shop-ul Los Santos. Dacă știți, este o clădire fix acolo, care poate fi făcută exact la fel cum e cea de lângă dealership. Ai văzut ce spike-ul a avut RPG-4 aici? 28 octombrie a ajuns la 1000 RPG-4. Salut, Daril! Gata, prieteni, v-am pus aici polurile. Vă luați link-urile în descriere și nu uitați să votați. Pe baza răspunsurilor pe care voi le dați, o să stabilim dacă vom da apartamentele la licitații sau aleatoriu. Dacă aveți o altă idee despre cum să acordăm aceste apartamente, vă rog să scrieți în comentarii, eu să mă uit, dacă mi se pare ceva foarte bun, eventual modific polul actual și mai adaug acolo o opțiune. Legat de bug-urile care au apărut zilele acestea, aștept să vină Adi de la școală și cred că până diseară vor fi deja rezolvate. Am înțeles că sunt probleme la logare, special și la oruri. Sănătate, puiuț! Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați și să dați un like. V-am pupat! Pa! Pa! Hai, puiuț, arată aici o mânuță! Pa! Cause I'm incomplete.